shut up, sit down, relax. I'll tell you what we're gonna do. Cu toții îl cunoaștem pe Tommy Vercetti, protagonistul jocului GTA Vice City, dar puțin cunosc adevărata sa poveste de viață. Personalitatea lui Tommy, povestea, locul de reședință și aspectul fizic se bazează pe Tony Montana, personajul principal din filmul Scarface din 1983. Conacul lui Tommy este de fapt aproape un remake complet al conacului lui Montana, cu câteva mici diferențe. Tommy Vercetti este portretizat ca fiind un om inteligent și loial, dar în același timp și foarte temperamental. Se comportă foarte aspru chiar și cu prietenii săi, dar acordă încredere tuturor celor care îi sunt loiali. Tommy este capabil de o violență brutală și a ucis mai mulți oameni decât majoritatea protagoniștilor din GTA, ba chiar și-a ucis prieteni apropiați care l-au trădat, cum ar fi Sonny Forelli și Lance Vance. Thomas Vercetti s-a născut în Liberty City în 1951. Tatăl său lucra într-o tipografie, iar în copilărie Tommy obișnuia să curețe rolele tiparniței împreună cu el. Tommy plănuise să calce pe urmele tatălui său, dar după propriile sale cuvinte, a trăit o viață diferită. Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but I lived a different life. La un moment dat, l-a întâlnit și s-a împrietenit cu bătăușul local, Sonny Forelli, în a cărui bandă s-a alăturat mai târziu. Înainte de anii 70, Sonny a devenit prietenul și șeful colegului său, Tommy Vercetti, angajându-l pe Tommy ca asasin plătit. Cu toate acestea, din cauza reputației în creștere și a puterii lui Tommy în lumea interlopă din Liberty City, domnul Forelli a devenit disprețuitor și gelos față de Tommy și a organizat o ambuscadă în Harwood, Liberty City. Ambuscada s-a dovedit a fi un eșec, Tommy sfârșind prin a-i ucide pe toți cei 11 atacatori, ceea ce i-a adus prorecla de măcelarul din Harwood. Incidentul este extrem de macabru, atât de macabru încât Tommy este condamnat la pedeapsa cu moartea. Totuși, poliția îi oferă lui Tommy un târg, acela de a-l denunța pe Forelli și a oferi informații despre mafie în schimbul libertății. Dar Tommy refuză și nu recunoaște niciodată legăturile sale cu Forelli și nici nu implică în vreo crimă. Tommy respectă codul mafiei atât de mult încât este dispus să își accepte pedeapsa. Deși Sonny ar fi trebuit să-l lase să moară, deoarece aceasta era dorința sa inițială, totuși acesta se pare că intervine. Deși nu știm exact motivul pentru care Sonny ia această decizie, putem specula că își folosește relațiile pentru a salva aparențele imaginii sale în fața întregii bande pe care o conduce. Imaginea sa ar avea de suferit pentru restul organizației sale dacă l-ar lăsa pe cel mai important asasin al său să fie condamnat la moarte, mai ales dacă acesta rămâne loial, iar el are puterea de a interveni. Tommy este rejudecat și și-a ispășit pedeapsa timp de 15 ani până în 1986, când are loc povestea jocului. În 1986, familia Forelli este în continuare cea mai puternică organizație din Liberty City, iar Sonny dorește să intre în afacerea de trafic de droguri. Pentru că Tommy a fost eliberat din închisoare în același an, Sonny decide să-l trimită în Vice City, dorind ca Tommy să înființeze o afacere de comercializare a drogurilor în oraș și în același timp să-l țină departe de Liberty City, considerând că prezența lui în oraș ar împiedica afacerile familiei, după cum vedem în acest dialog al lui Sonny. Tommy Vercetti? Shit! Didn't they never let him out? He kept his head down. Helps people forget. People will remember soon enough. When they see him walking down the streets of their neighborhoods, it will be bad for business. Well, what are we gonna do, Sonny? We treat him like an old friend and keep him busy out of town, okay? We've been talking about expanding down south, right? Vice City is 24 karat gold these days. So, we send someone down to do the dirty work for us and cut ourselves a nice, quiet slice, okay? Ken Rosenberg, un avocat din Vice City care lucrează pentru familia Forelli, organizează o afacere cu droguri între Forelli și Lance și Victor Vance cu ajutorul colonelului în retragere Juan Cortez. Sonny îi trimite pe Tommy și cei doi asociați lui Forelli, Harry și Lee, să încheie afacerea în Viceport. Cu toate acestea, afacerea este prinsă într-o ambuscadă de niște asasini care se ascund și care deschid focul asupra grupului. Harry, Lee și Victor sunt uciși, în timp ce Lance, Tommy și Ken fug, abandonând cocaina și banii. Atunci când lucrurile merg foarte prost, sprijinul mafiei se transformă în amenințare, Tommy fiind acuzat că i-a înșelat de o mulțime de bani, iar acum trebuie să găsească banii și să se răzbune pe cei care l-au înșelat. Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush.
Harry and Lee are dead. You better be kidding me, Tommy! Tell me you still got the money! No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy! My money! You better not be screwing me, Tommy, because you know I'm not a man to be screwed with! Wait, Sonny. You have my personal assurance that I'm gonna get you your money back, and the drugs, and I'm gonna mail you the dicks of those responsible. Hey, I already know that. You're not a fool, Tommy, but I warn you, neither am I. If it was anybody else, you'd be dead already. But because it's you, because we got history, I'm gonna let you handle this. Look, Sonny, you got my word. Tommy nu are nicio autoritate în Vice City, dar are o cale de intrare. Ken Rosenberg, un avocat corupt care ajută familiile mafiote din Liberty City de câțiva ani și știe totul despre cum sunt structurate operațiunile criminale în Vice City. Folosindu-se de legăturile lui Rosenberg, Versetti se integrează în rândul infractorilor bogați, puternici și corupți din Vice City. De asemenea, în timp ce lucrează pentru Ken, Tommy îl întâlnește și pe Les Vance, celălalt traficant, care caută să se răzbune pentru fratele său ucis în timpul tranzacției cu droguri. În cele din urmă, Tommy descoperă că baronul drogurilor, Ricardo Diaz, a fost cel care a comandat asasinatul pentru afacerea cu droguri, dar Tommy amână să-l ucidă. So Tommy, we know it was Diaz busted our deal. So why in the hell are we running errands for him? The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. În cele din urmă, Lance, de unul singur, încearcă să-l ucidă pe Diaz pentru moartea fratelui său, dar este capturat de oamenii lui Diaz, totuși este eliberat ulterior de Tommy. Cannons in the trunk. Holy shit, where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. You like? Yeah, I like. Cei doi se răzbun apoi pe Diaz, ucigându-l în propriul conac, Tommy devenind încet încet noul lord al crimei din Vice City. Say goodnight, Mr. Diaz! Moartea lui Ricardo Diaz aduce o schimbare în Vice City, permițându-le lui Tommy și Lance să intervină și să continue rețeaua criminală înființată de Diaz. Cu toate acestea, Tommy începe să aibă aspirații mult mai mari decât escrocheriile de protecție înființate de Diaz și achiziționează o serie de afaceri din oraș, printre care Clubul Malibu, fabrica de înghețată Cherry Popper, care era un paravan pentru o afacere de trafic de droguri, platoul de filmare Interglobal și tipografia Printworks. În toată această goană, după controlul absolut al Vice City-ului, încep să apară avertizări subtile ale lui Lance, care vin adesea prin apeluri telefonice. Preocupat cu misiuni pentru liderul cubanez Umberto Robina sau pentru afacerea imobiliară a lui Avery Carrington, lucrurile aveau să îi scape de sub control în scurt timp. Tommy, we gotta talk about stuff. What's the problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. În același timp, Sonny este surprins să audă despre ultimele reușite ale lui Tommy și îl sună, avertizându-l să nu uite cui îi este dator. Well, I've heard you've been busy, all right. Busy killing drug barons. Busy taking over. Don't forget about us, Tommy. Because I can assure you, I ain't forgotten. Iritat de Tommy pentru că i-a ignorat pe Forelis, nu le-a dat o parte din afacerile sale și nici măcar nu și-a plătit datoria, Sonny îl sună din nou pe Tommy, interogându-l furios în legătură cu acțiunile sale și lipsa de contact cu familia. Tommy! Sonny! Obviously you are suffering from hearing problems, so I'll try again. Where's the goddamn money? Where's the goddamn stuff? And where's my gun? Are you new action? Neprimind răspuns și devenind din ce în ce mai neliniștit și nerăbdător, Sonny trimite câțiva dintre oamenii săi pentru a colecta o parte din banii săi din afacerile lui Tommy, mai exact la tipografia menegeriată de Ernest Kelly, un bun prieten pe care Tommy îl consideră ca un tată. Pentru a încheia afacerile cu Sonny, Tommy decide să-i dea bani falși tipăriți la tipografie. Când se întâlnesc în persoană la proprietatea acestuia pentru a-i da bani falși, Tommy stă față în față cu neprevăzutul, pentru că Sonny îl informează că Lance a trecut de partea lui, trădându-l. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy, this is Vice City. This is business. You
You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out! Urmează un schimb de focuri de armă, Tommy ucigându-i atât pe Lance cât și pe Sonny, în același timp confirmându-și și suspiciunea lui că Sonny a fost cel care i-a întins o cursă în Harwood. În urma morții lui Lance și Sonny, Tommy și Ken, neavând pe nimeni care să li se opună, devin cei mai puternici oameni din Vice City. Sau cel puțin așa ne lasă să credem sfârșitul jocului Vice City. Soarta finală a lui Tommy Vercetti este complet necunoscută. Totuși, deși Tommy Vercetti a continuat să conducă lumea interlopă din Vice City și după 1986, relația lui cu Ken a devenit din ce în ce mai tensionată din cauza dependenței de cocaină a acestuia. În cele din urmă, Tommy l-a internat pe Ken la dezintoxicare la centrul medical Fort Carson din San Andreas. Într-un clip introductiv pentru San Andreas, pe care nu pot să-l pun pentru că Take-Two îmi va da copyright claim, îl vedem pe Ken care a terminat reabilitarea și a scăpat de dependență părăsind centrul medical în 1992. Ken încearcă să dea de Tommy la telefon, dar un asistent al acestuia îi închide telefonul când aude cine sună, lucru ce ne sugerează că Tommy a tăiat toate legăturile cu acesta, cumva presimțind că vechiul său avocat nu se dezminte de dependența sa de cocaină, care continuă și în jocul San Andreas. Totuși, Tommy este menționat de Ken în misiunea The Meat Business din San Andreas. Tommy Vercetti este descris ca fiind un om inteligent, dar și foarte temperamental. Se nervează ușor și recurge rapid la violență. Cu toate acestea, Tommy dă adesea dovadă de grijă, mai ales față de Ernest Kelly, considerându-l pe acesta ca pe o figură paternă, datorită faptului că propriul său tată lucra într-o tipografie și manifestând furie și îngrijorare atunci când Kelly este rănit de oamenii lui Sonny. Tommy preferă să-și facă singur treaba decât să delege sarcini altora. Chiar și după ce are propria bandă și alți subordonați care lucrează pentru el, de obicei își pune planurile în mișcare de unul singur. De asemenea, se implică personal dacă lucrurile nu merg atât de bine pe cât și-ar dori. De exemplu, în misiunea din Bar Brawl, este iritat de atitudinea leneșă a lui Lance față de barul care refuză să plătească banii de protecție și se duce imediat să rezolve el însuși lucrurile, atitudine care îl supără pe Lance Vance ulterior, pentru că îl umilește în fața colegilor săi. În ciuda temperamentului său coleric, Tommy tinde să fie loial și încrezător, mai ales față de cei care consideră că l-au ajutat să-și atingă obiectivele. S-a întors să lucreze pentru Sonny Forelli, după ce a fost eliberat din închisoare, chiar dacă bănuia cu tărie că Sonny a fost cel care i-a întins cursa din Harwood. Un alt exemplu este Ken Rosenberg, pe care Tommy a ales să-l lase în viață în urma problemelor sale cu drogurile, datorită ajutorului său în crearea Imperiului Vercetti. Cu toate acestea, cel mai bun exemplu este Lance Vance. Deoarece, deși Lance era incompetent, atitudine pe care o cunoaștem din Liberty City Stories, Tommy a încercat să-l trateze pe Lance ca pe un partener egal. Cu toate acestea, un aspect oarecum definitoriu al caracterului lui Tommy este capacitatea sa de a fi egoist și de a se preocupa în primul rând de obiectivele sale personale înaintea nevoilor celorlalți. De exemplu, Tommy ar prefera să ia parte la slujbe care îi permit să își urmărească propriile interese. În ciuda faptului că avocatul său Ken a ajutat la construirea bandei Vercetti, Tommy a ales să-l abandoneze pe Rosenberg după ce a fost exclus din avocatură și din cauza dependenței sale de cocaină. Tommy a ales să taie toate legăturile, pentru că deși Ken i-a fost alături atunci când cei mai apropiați prieteni l-au trădat, acesta reprezenta o slăbiciune pentru banda sa. Un drogat nu poate rămâne în conducerea unei bande, acesta reprezentând un punct slab de care celelalte bande puteau profita, iar Tommy știa foarte bine acest lucru. Tommy demonstrează o lipsă totală de remușcare în timp ce își elimină victimele, chiar și atunci când acestea sunt persoane apropiate. Însă simte un ușor regret pentru faptul că a trebuit să-și înfrunte și să-și elimine vechiul prieten și mentor la finalul jocului. Oh my god, Tommy, what happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, that stupid prick Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. În finalul acestui episod vreau să mulțumesc membrilor Hitman Hammer MC7, Bloodmoon și Gabriel Cătălin Tamaș. Eu am fost Sorin și ne vedem data viitoare cu un nou episod, Jocuri de Poveste.